Am o plăcută. Colegii sunt marea majoritate toți, până la ultima transpirație a domnului Corochiță, și n-a reușit să-i dea pe. A reușit să dea cât de cât liderii vestiarului Ce ar afară. putea însemne gestul tău? Care? E tot un cadou acolo. Păi nu e normal. Ce să, asta e, nu are curaj să privească în ochi. N-a avut curaj să mă privească pe mine în ochi, n-a avut curaj să-i privească în ochi pe cei cinci, iată afară și să băga în căsuță pe acolo, pe la săftica. Ce, despre ce vorbim? Și sunt și altele la mijloc, adică băieții și marea majoritate a oamenilor din jurul Dinamo știu ce face acest psiholog. Te-a deranjat tot ce s-a întâmplat și cumva a fost o răzbunare acum la meciul ăsta, așa? Nu știu, ai simțit să faci asta sau... Am declarat că nu m-a supărat cu nimic. Știam acolo înainte că el va face asta. Ideea e că are impresia că e Dumnezeu pe pământ și tratează pe ceilalți care l-au ajutat să ajungă în situația în care la un punct de play-off și ți dai afară și tu nu ai transferul și apoi o să plângă și o să zică că a făcut ei răscoală și că nu știu ce, că numai jucătorii sunt de vină. Domn psiholog nu este de vină, că are niște cărți în fața altora. Nu e așa. Hai să nu mai dăm așa. Dar ce se întâmplă acolo în vestiarul lui Dinamo? De ce crezi tu că s-a ajuns la acea grevă și au fost aceste conflicte acolo? Dumneavoastră aveți informații că a fost grevă, nu? Că așa a prezentat-o... Așa, da. Foarte mare grevă a fost, da. Au întrebat și ei despre bani. De 2, 3, 4 săptămâni, o lună, cu Zoom-uri, cu activități pe Zoom, cu toată lumea, că vă dau banii. Și domnii din imagine au spus că se rezolvă. De sărbători, de Crăciun, de Paște, se rezolvă. Și când au venit băieții la antrenament, au întrebat și ei dacă vine cineva în fața lor să le explice. Și zic că da, dar ce, bă, ce faceți voi aici, nu știu ce. Și omul a plecat și a luat fustița și a plecat. A plecat și apoi s-a dus pe la conducere că el nu poate să lucreze cu 5 jucători. Asta e atitudine de mare, mare antrenor, părerea mea, nu știu. Un fel de Del Bosque sau nu știu, să completăm în română.